Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Suntem pe frecvențele Europa FM, suntem și pe YouTube-ul Europa FM și ne întâlnim la Tați în aer cu puțină teamă sau mai degrabă cu precauție pentru toate virusurile ce ne înconjoară în această perioadă. Păi da, e momentul ăla în care auzi în jurul tău De-abia ce l-am dus că a trebuit să-l iau Nu știu ce răceală a mai luat De pe unde a mai luat, nu mai pot Nu mai pot Și cum e și cazul meu în care am luat seara cu copil, sună ciudat dacă spun că am luat de la el Dar cred că am luat de la el, nu sunt sigur Și de două săptămâni, uite, tot nu trece această răceală Așa că suntem în plin sezon de răcel De virusuri și nu numai A început și gripa, în mod evident Așa că ni se pare responsabil ca la în aer să discutăm despre aceste subiecte Și despre care ar fi modalitățile de prevenție, ce am avea de făcut, dar în același timp și cum putem să identificăm toate aceste cazuri, să le identificăm timpuriu ca să putem să acționăm pentru sănătatea copiilor noștri. Ilinca Tranulis este alături de noi la Taținaer, medic specialist pediatru. Ilinca, bine ai venit la Taținaer! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Și noi mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Daniel a avut această idee, vreau să laud pentru că Daniel are foarte multe idei bune și care Știi -a. cum a fost asta? Ia spune. Vorbeam cu Roxana, o cunoștință comună și zic, băi, am nevoie de un pediatru care să fie mișto. Păi de ce nu chem pe Bilinca? Zic, gata, se rezolvă. Ai văzut și asta a fost. <laughs> nu te-ai gândit din start? Recunosc că nu, dar ce vrei? Ah. Da, îți spun, știi, m-am gândit inițial la domnul Craiu, ca zic așa, la domnul doctor Craiu. Ar o să fi vine fost și minunat, dar cred că e puțin mai greu de găsit e un, un strop, un strop, un strop, da? Și atunci zic, ok. Noi oricum noi ne place să avem mai multe opinii, pentru că despre asta este tații în aer, este vorba despre a ne alege opiniile cu care rezonăm, așa că avem nevoie de cât mai mulți specialiști. Ne bucurăm că ești aici încă o dată, Ilinca. Putem să te întrebăm de ce răcim? Să începem cu treaba asta? Sigur că da. Suntem înconjurați de virusuri, de tot felul de microbi care se luptă și ei pentru supraviețuire. Virusurile au nevoie de uh, un alt organism ca să supraviețuiască, drept care ne găsesc uh, și pe noi din când în când și se uh, dezvoltă pe mucoasele noastre, respiratorii, digestive, dar acolo își fac de cap și ne dau și nouă manifestări. Dacă e vorba de răceli, cel mai frecvent e vorba de virusuri pe care le luăm din aer, de pe suprafețe, punem mâna unde un puști care a strănutat în palmă sau și-a șters năsucul cu mâna, a pus mâna pe clanță, noi punem mâna pe clanță și apoi mergem să mâncăm fără să ne fi spălat pe mâini. Așa ajunge și la noi virusul respectiv, care dacă e într-o cantitate suficient de mare. Sau noi cu o imunitate ceva mai scăzută, suntem obosiți, suntem stresați, sau, din nou, nu ne-am spălat bine pe mâini, s-ar putea acest virus să ajungă în căile noastre respiratorii, să se înmulțească acolo. Spunea ea din aur că de-abia l-am dus și s-a și îmbolnăvit. El s-a întâlnit cu virusul cel mai probabil în prima oră de colectivitate, doar că durează incubația 2-3 zile, deci cam pe miercuri, așa, dacă l-ați dus sănătos luni, cam pe miercuri, joi, încep simptomele. cum încep? doare puțin gâtul, se înfundă nasul, poate începe să curgă nasul, iar copiii mici fac și febră adesea. Adulții, copiii mai mari, ceva mai rar, mai puțin și duc mai bine îmbolnăvirile astea, dar copiii mici fac niște forme mai zgomotoase. Febra asta e bună, are rolul să stimuleze sistemul nostru imunitar și împiedică germenii să se multiplice. Deci, trebuie să ne bucurăm că face febră și să nu sărim imediat cu antitermice ca să o. Cădem. Rămânem la regula aceea până în 38,5 grade să încercăm să nu administrăm un antitermic? Eu nu copil. știu regula aia, eu nu am nicio regulă în privința febrei. Atâta okay. timp cât copilul are o stare bună, pot să nu-i dau antitermic. Sunt copii care zopăie cu febră 40, îi las în pace, mă asigur că se hidratează suficient că au o stare de confort, nu-i duc afară la foarte frig. Poți să-i scot la plimbare, dar nu-i țin într-un mediu foarte încins. Le crez condiții confortabile și atât. Las febra să acționeze. Copilul acela va face febră mai scurtă, mai puțin intensă la următoarele viroze, dacă organismul lui învață să lupte cu microbi. Foarte interesant. Deci lăsăm deci, febră chiar și un pic mai mare dacă avem o stare bună, de menționat. Absolut. Dacă starea copilului e proastă, geme, îl pare că -l doare, îl doare, dor mușchi, îl dor oase, îl doare capul, atunci da, îl ajutăm cu un antitermic, scăzând temperatura, dispar și acele manifestări. Deci, pentru acele manifestări dăm noi antitermicul, nu pentru febră. Febra în sine o putem lăsa în pace. Corpul nostru știe să nu se ducă la o temperatură care distruge mecanisme prin celule sau care ne distruge celulele, efectiv. Aia e peste 42 de grade. Știe să nu se ducă acolo că și-ar și face rău corpul singur. Drept care nu avem niciun stres legat de febră. Dar știi că e un procent important de părinți care auzind ce ai spus tu mai bine ore, da, da, îi dau preventiv atnitermicul. Cu atât mai rău preventiv. Sunt cei care primesc din, de la camera de gardă schema aceea din 4 în 4 ore de a administra alternativ, când o substanță, când cealaltă, care, pe de o parte, nu lasă corpul să-și facă febra și să se apere de microbi. Organismul se apără, dar într-un timp puțin mai îndelungat. Plus, îi dau un antitermic la oră fixă când copilul poate nu are febră. Risc să-i o scad prea mult, să-i fac hipotermie și copilul să înceapă să clănțăne din dinți de frig. Fără să urmeze o febră, fără să fie un frison înainte de febră. Sau, substanțele astea nu sunt uh, o apă colorată. Sunt niște substanțe chimice care au și niște potențiale efecte adverse, iar date mult des mai afectează puțin ficat, rinic. Deci nu e ceva ce să luăm fără niciun alt efect în corpul nostru. Adică tu vrei să-mi spui că atunci când vine vorba de a tăi copii, tu ești foarte relaxată când vine vorba de febră și aplici sfaturile pe care ni le oferi, pentru că sunt mulți care știi cum e aia cu, uh, cu popa. Ascus, nu ascultă ce cu face doctorul, nu, nu ce face Exact. Nu face, face, sau exact. Așa, nu face ce, face ce zice doctorul, nu ce face doctorul. Așa, așa. De data deci asta ești? se aplică. Uh, țin minte că la ultimul episod de febră al puștului meu de 8 ani, Uh, care e cel mic, deci deja eram trecute prin multe episoade de febră, uh, i-am spus, uh, se simțea rău, îl durea capul, avea uh, febră, nu foarte mare, dar nici nu îmi băteam capul prea mult să o măsor, că nu e relevantă valoarea temperaturii. Și am zis, uh, văd că ți-e greu, uh, Aș putea să te ajut cu un antitermic care o să-ți reducă durerea de cap, dar este ăla sub formă de la masticabil care nu-ți place foarte mult la gust. Îl vrei, te doare atât de tare capul încât să-l iei sau nu? Mm. Nu, mai stau puțin. Și a trecut fără să ia antitermicul și, da, nu le dau din punctul ăsta de vedere. La chestiile banale sunt destul de relaxată. A, te-ai lovit, Bine. Când devine mai gravă situația, le zic, da, poate ar trebui să te vadă și pe tine un doctor. Pentru că nici nu e indicat să tratăm noi, copiii, de toate afecțiunile, oricare ar fi ele. Astea banale, sigur că da, dar în rest e nevoie de specialiști. Nopțile sunt mai dificile în momentul în care copiii noștri au astfel de episoade de febrile. Mulți dintre noi cumva intrăm un pic în panică, ne vom întreba ce se va întâmpla dacă o să crească temperatura foarte mult și așa mai departe. Dar până acolo, este în regulă să creăm un mediu mai răcoros în camera copilului, dacă stă în camera lui sau în camera noastră împreună, și anume să-l îmbrăcăm sumar, să-i dăm mai mult jos, să rămână, de exemplu, într-un mai eu și să deschidem geamul în speță, cum e acum. Da? Suntem în perioada de toamnă, e un pic mai răcoare afară și, practic, să coborâm un pic temperatura camerei. Da, asta este o recomandare bună în general, să îi îmbrăcăm cât mai puțin și să scădem temperatura în cameră, dar să fie o temperatură de confort, adică dacă eu sunt obișnuită să-l țin la 25 de grade și brusc îi fac 19, s-ar putea să îl deranjeze și să-i fie fric. Cel mai cea mai bună metodă cu un copil mai mare, îți spune singur, un copil micuț mai pun mâna pe el din când în când, îl văd roșu la față, transpirat, pun mâna pe el și simt pielea caldă și ușor umedă, e un copil supraîncălzit, îl voi dezbrăca și da, chiar când are febră, Astea sunt cam primele măsuri pe care le iau, mai scot din straturile de haine și îi dau lichide, iar temperatura din mediu o adaptez să fie una confortabilă, adică inclusiv dau drumul la aer condiționat vara când sunt 40 de grade afară. Cum este acum, sigur pot să deschid geamul, să aerisesc. Aerisitul ăsta nu doar reglează temperatura în cameră, ci are și rolul să mai scoată din germene afară, adică să nu stăm toți într-o concentrație mare de germeni pe care îi strănută sau tușește copilul nostru, pentru că cel mai probabil ne vom îmbolnăvi și noi. Când vine vorba de. Sunt două probleme care mi se mai par că apar în mod constant. Cum îi țin nasul curat? Pentru că de cele mai multe ori am observat că la cei mai mici e complicat să le cureți nasul sau e o temere foarte mare. Și apar tot felul de discuții legate de lavaj, de apa, nu știu de care, de aerosol. Deci e o poveste care e fără final. Uh, și apoi culoarea mucilor. Și uh, cumva care sunt... Lucrurile de care trebuie să ținem cont în cele două problematici pe care le-am uh, menționat. Dacă e vorba de un sugar, e important să-l ajutăm să respire, pentru că astfel el poate să mănânce și poate să doarmă. Oricât de uh, mic ar fi, pot să-i aspir secrețiile nazale, punând mult ser sau apă de mare înainte în nas, uh, și apoi aspirat. Cu Aspirator montat la aspirator nazal montat la aspiratorul mare cu orice fel de dispozitiv care de și, și. funcționează. Deci, nu cum cred unele mame că îi trage creierul? Nu îi trage creierul, îi trage doar secrețiile nazale și presiunea pe care o fac, și eu, trăgând cu gura la același dispozitiv sau punând aspiratorul, este asemănătoare. El e așa, în așa fel construit, încât să nu pot să-i trag altceva decât secrețiile nazale. A, și a, singurul lucru când trag eu cu gura, eu rămân fără aer, n-am aceeași eficiență ca și durată de aspirat, nu ca și forță. Deci este ok. La copii mai mari pot să fac lavaj. plecați în față, cu seringă, cu ser fiziologic, copilul cu gurița deschisă și o să iasă secrețiile pe partea cealaltă. Oricare metodă funcționează pentru părinții sau pentru copilul respectiv, pe aia să o folosească. De pe la 2 ani începem să-i rugăm să și sufle pentru că tot explicându-le, invitându-i să facă chestia asta, o să înceapă să și sufle nas. Ce mai pot face la un sugar mic, mic de tot? Dacă e alăptat, funcționează cel mai bine, îi pun ser mult în nas, nu două, trei picături. Pot să-i pun jumate de fiolă, deci cam 2 ml, 2 ml și jumătate. Doi într-o nară, doi într-o nară și apoi îl pun la sân. Nu mergea și cu laptele? Merge, dar de obicei alăptatul durează ceva mai mult, s-ar putea să meargă și cu biberonul de lapte, chiar și cu o suzetă. Eu pun în ser în moi secrețiile și atunci copilul sugând e obligat să respire pe nas și le înghite. Deci mai scăpăm de o oarecare parte din ele în modul ăsta. Vedem că nu reușește să mănânce, nu reușește să doarmă și am făcut deja asta, îl și aspir. Dar reducem cumva aspiratul, care e cu scandal de toate părțile, din păcate, e scandal, da. dar e eficient și e un rău necesar din când în când. Îl aspir cât am ce aspira. Când n-am ce aspira, nu iese nimic în pompița aia, lasă-mi în pace, înseamnă că nu e cazul să-l aspir. Daniel, am vorbit despre... Dar eu un nasul, nu te uita așa la mine. nasul? Că am grijă, chiar și acum ca adult să știi că fac asta. <laughs> Dimineața. Alături de Ilinca nu-l îți vă reamintesc invitata noastră, medic specialist pediatru. Am discutat un pic despre virusuri, despre răcel, despre febră. Am discutat, uite, și despre partea aceasta, cum curățăm căile respiratorii. Hai să vorbim un pic în finalul acestei prime intervenții și despre metode de prevenție. Adică noi, în calitate de părinți, putem să stimulăm sistemul imunitar al copiilor noștri? Adică îl dăm cu fundul gol în zăpadă afară, mă rog, nu mai e zăpadă, dar înțeleg ce vreau să zic. Știi, ca să-și întărească omul imunitatea, îi dăm vitamina C pe toate părțile, vitamina D îl ungem cu vitamina D ca să absorbă bine? Nu uh, exagerez. Uh, da, da și da. Uh. <laughs> Bun. Mm. Tu probabil vrei să afli dacă există vreun. vreo uh, poțiune magică care brusc să facă copilul să nu se îmbolnăvească. Asta nu avem. Imunitatea asta. Eu încă cred în povești de asta, că sunt la nivelul ăsta de povești, <laughs> <laughs> sunt destul de influențat de poveștile frumoase și de barne. <laughs> um... Imunitatea noi ne naștem cu ea și este un sistem imun care funcționează bine, doar că este neantrenat. Urmează să se antreneze 2-3 ani, 4 din viață, inclusiv trecând prin răceri. Putem să-i mai dăm noi niște busturi prin vaccinare. Apropo, e momentul de vaccin împotriva gripei, este deja pe piață, se poate face. Cum susținem noi imunitatea asta? Imunitatea este un echilibru. Nu vreau imunitate să o cresc prea mult. Imunitatea crescută prea mult este un corp care reacționează prea mult și o să reacționeze și la chestii proprii corpului. Adică ajung la boli autoimune sau alte uh, manifestări care nu sunt o idee bună. Deci eu trebuie să mențin acest echilibru. Cum îl mențin? Dacă se poate naștere naturală, acolo unde nu există contraindicații, alăptat cât mai mult. Prin alăptare, copilul primește anticorp prin laptele matern de la mamă. Hrănire, diversificare de la șase luni cu alimente nutritive, pufuleții și rondelele nu îi aduc nutrienți. Trebuie să mănânce legume de calitate, carne de calitate, pe cât posibil. La fel, tot ce e foarte preparat, crem și brânză topită, nici asta nu i aduce prea mulți nutrienți. Ieșit afară, ieșit afară zilnic, cât e ciclon, poate și ninsoare abundentă, nu ies fix în orele alea, dar în rest ies afară, las copilul să facă mișcare afară, îl duc cu bicicleta, cu trotineta, cu, să se cațere în copaci, să se miște în aer liber îl ajut să se odihnească bine. Somnul este extrem de important ca el să se apere. Nu-l duc la o grădiniță unde urlă doamna educatoare la el, că s-ar putea să-i se streseze, să-i scade imunitatea, să se îmbolnăvească mai ușor. Este greu să se despartă de mamă, lucrez la chestia asta ca să îi fie o adaptare mai lentă. Un copil care se stresează la grădică, e dor de mama, de tata, s-ar putea să nu-i fie prea bine nici din punct de vedere al bolilor. Iar apoi, chestiile pe care le putem face punctual în momentul ăsta. Da, vitamina D nu o opresc nici chiar pe timpul verii. Pot să adaug ulei de pește. Pot să mă asigur că mănâncă fructe, legume din care și ea uh, sursă de vitamina C și să mențin toți ceilalți pași de care am discutat până acum. Există tot felul de probiotice de cavitat care se uh, țin în guriță și îmbunătățesc flora din cavitatea bucală. Am mici chestii pe care le pot face, dar astea vor reduce într-o oarecare măsură frecvența îmbolnăvirilor, dar nu mă vor scăpa deloc de tot. Nu există copil care să nu se îmbolnăvească. Este normal și ok să se îmbolnăvească. Deci, mai mult decât cum creștem imunitatea, cred că ar trebui să ne obișnuim cu acest lucru. Este normal copiii să se îmbolnăvească. Important e să treacă ușor prin boli. Păi și o să vină bunica mea și o să spună, păi cum? Că eu l-am ținut pe Alexandru al meu până la 3 ani, 4 ani, nu l-am lăsat decât la școală, direct la 6 ani și nu s-a îmbolnăvit când a fost mic. Și atunci, întrebarea de fapt și de drept este aceasta, o mică diferență de perspectivă între generații. Generațiile un pic mai vechi, să spun, sunt de părere că copiii ar trebui dați la grădiniță un pic mai târziu, apropo de interacțiunea cu toate virusurile, tocmai ca să le crească sistemul imunitar și, dacă nu mă înșel, noi, generația asta mai proaspătă de părinți, spunem, ba nu, ba din potrivă, trebuie să-l dăm chiar imediat după ce a făcut un an, tocmai ca să-și antreneze sistemul imunitar. Și le antrenează, oare. dar le duce greu. E mai greu să tratezi un copil de un an față de unul de patru ani. Da, copilul care merge la uh, grădiniță, la 4-5 ani, sau direct la școală, el vine în contact cu niște germeni, dar în cantitate foarte mică. Și atunci acei germeni, el face anticorp pentru ei, se întâlnește în parc cu un virus, dar nu în cantitate suficientă cât să-i dea lui o boală sau îi dă o boală foarte ușoară dar el face anticorp, deci el cumva se întâlnește cu germeni, noi ne întâlnim cu germeni în permanență, peste tot, oriunde pune mâna este plin de germeni. Um, și atunci, da, pe de-o parte și sistemul lui ră, ră, răspunde mai bine, este o idee mai antrenat și el va face multe viroze, dar la vârsta aia le și duce mai ușor, este mai cooperant, la suflat nasul, l a luat un sirop, este mai ușor. Uh, și da, generațiile anterioare mâncau mai sănătos, petreceau mai, mult mai mult timp la aer s-a crescut rata de cezariene, deci erau mult mai mulți născuți pe cale naturală, poate și alăptați mai mult, deci aveau și mulți alți piloni ce țin de Un sistem mai imun bun. mult mai zdraven montați Și atunci, pe scurt, că trebuie să ne încheiem această primă intervenție vârsta aceasta de 2 ani este în regulă pentru a porni cu copiii la nu, încearcă, din niciun. nu, tot, este o, o chestie de societate și de întors la serviciu, nu e necesară creșa și grădinița din niciun punct de vedere la vârsta asta. În regulă. Rămânem pe frecvențele Europa FM, dragi părinți, rămânem și aici pe YouTube, pentru că vom continua partea a doua a întâlnirii noastre de astăzi, alături de Ilinca Tranulis, medic specialist pediatru. Tați în aer! Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu, la Europa FM. Am revenit la Tați în aer cu subiectul nostru de astăzi, și anume partea de boli Virusurile cu care ne întâlnim, partea de prevenție și, practic, cum să ne ținem copiii sănătoși, pentru că asta ne dorim, sau măcar să fim alături de ei în momentele în care traversează diferite episoade cu oh, boală. Voilà. Vorbim despre sănătate, Grecule. Uh, Ilinca, uh, să facă copiii sport, îi ajută, mă gândesc că, ok, de la o anumită vârstă încolo îi pot face nu mișcare, alergarea propriu-zisă, ci vorbesc de, de sport, sport propriu-zis. Se ducă la. nu neapărat în not, dar sport. Da orice sport este binevenit, dar de ce nu neapărat not? În notul e cel cu care pot începe și este Eu nu știu bun, să nu, am zis, nu not. bun din toate punctele de, de simt, vedere. Uh, vezi că și bebelușii pot să facă not în not, sunt centre speciale unde bebelușii după patru luni și un pic pot merge și se scufundă, sară în apă, ei nu învață neapărat să note, dar învață să se descurce în apă foarte bine și le place. La patru luni e, practic, încă o memoria... E reflex, nu? exact, adică așa aia. este. Au venit de undeva, din lichidul ăla, e în alt lichid, adică da. mi se pare că e... fac apnee, li se oprește respirația când apa le atinge nasul, deci e tot ce au nevoie. Nu, nu? trebuie să învețe să-și țină ei singur respirația. Cum îi învăț pe adolescenți și cum încerc să-i învăț pe... Preadolescenți, ca să începem așa, preadolescenți și adolescenți, că e important să nu uite, să se spele pe dinți, să se spele pe mâini, apropo de ce spuneai tu că unul altul a strănutat și a lăsat mâinile pe undeva. Cumva, regulile astea de igienă care sunt mai mult decât binevenite. Să înțeleagă de ce e important să aibă o alimentație corectă, constantă și să nu facă excese, să aibă grijă la somn. Și exemplele pot continua. Ca mamă de doi adolescenți, da, îți spun că dacă nu s-au întâmplat lucrurile astea până acum și de-abia atunci vrei să te apuci, ai încurcat-o, e nasol în rău. Da, da, ție nu ți se întâlnește ușa în nas, ajunge. Ba, sau... ba da, dar nu avem discuții legate de spălatul pe mâini, de spălatul pe dinți, de mâncat cât de cât sănătos, pentru că asta am fă, au făcut toată copilăria și au făcut tot timpul și le-a intrat în reflex deja, orice spălat pe mâini când ai venit acasă sau după ce ai folosit toaleta. Astea trebuie învățate la vârste mici, din totdeauna. De la primul dinte copilul trebuie spălat pe dinți, cu sfințenie dimineață, seară. Va învăța că asta e regula, nu există altă variantă. Um... Iar adolescenții ce încep să facă? Da, încep să se culce mai târziu, încep să mănânce mai multe tâmpenii și nu ai foarte multe lucruri de făcut decât să accepti. Pentru că cu adolescenții nu mai merge dacă nu faci aia, nu mai primești electronici, nu mai funcționează nimic. Trebuie doar să fii acolo să-i însoțești. Adică. Tu să le spui în continuare că ar fi bine, uite, ți-am gătit asta, că știu că ai mâncat în oraș, cine știe ce prostie, hai acum să mănânci așa, să găsim un echilibru. Uh, și și când mănâncă tâmpenia fast food-ul prin oraș, să zicem, știu că-ți place, e bun și mie îmi place la gust. Dar uite, vrei să faci mușcă, la nu te ajută. Vrei să crești, să ai tenul frumos, nu te ajută. Adică să ne agățăm de chestii care contează pentru ei și să-i ghidăm. Nu mai merge cu uh, recompense, cu pedepse. N-ar trebui să să le folosim nici înainte, dar încă ne sunt în... Uh... Am auzit niște povești, la mine nu se întâmplă, sper să nu se întâmple. Uh, parcă ar trebui să faci un duș. Dar am făcut acum două zile. Care e problema? De ce să fac din nou duș? Exact. Păi, doar te murdărești la loc. Mm. De ce? Da, am și eu discuțiile astea. Sunt ok, asta să fie ei să fie sănătoși. Uh, dar, uite, apropo de sport și mâncat, uh, au fost lucruri pe care eu îi le tot spuneam lui Fimiu, care acum are 16 ani și trecea așa pe lângă ureche, s-a apucat de sport, de sală, mai precis, cu antrenor. Asta a fost condiția noastră și a venit el acasă. Mama, dar nu mai îmi da combinația asta, că nu e ok. Eu dându-i-o pentru că renunțasem să-l mai bat la cap, că nu e ok. Pentru că antrenorul îi spusese, adică ei la adolescență caută informații, noi suntem cei mai fraieri, nu știm nimic, și caută informații în afara familiei. Deci, dacă în afara familiei au niște modele bune, copiii vor fi ok. E foarte important anturajul și modelele pe care și le aleg. Dacă modelul este un antrenor de sport care mănâncă sănătos și și gătește. Am un copil care gătește și care mănâncă super sănătos și care se culcă seara de vreme ca să iasă dimineața la jumate la alergat. Eu n-aș putea să am veci. Și când te oprești din a fi medic-pediatru și începi să fii mamă? Sau când te oprești din a fi mamă și ești medic? Hai up. E grea întrebarea asta pentru că... Crezi că vii tații în aer suntem și cu picioarele pe pământ tot așa, că na. Da, pentru că le îmbin în permanență, dar chestii pe care le face și o mamă cu informațiile pe care le are. Da, eu pot să-i dau mai multe detalii despre o boală, pot să-i dau mai multe detalii despre un virus sau o un potențial efect, dar uh, orice părinte încearcă să explice că nu e sănătos să mănânce atâtea dulciuri, că nu e sănătos să mănânce atâtea fast food. Deci, uh, cred că intră în discuție mama când uh, mă ascultă, adică e atent la ce i zic și încep să dau mai multe detalii pe care poate un părinte fără studii medicale nu le are. Probabil atunci. În rest și eu sunt întâi mama lor, după aia doctor. Dacă tot am făcut această comparație și am menționat atât mamele cât și tații, vine o întrebare foarte naturală. Ajung în cabinet, da, împreună de multe ori. Cine sunt mai speriați? Cine sunt mai agitați? Care parte e, vine așa cu un liant de înțelegere și care sunt cei care sunt mai impunători? Mamele sau tații? la partea de frică clar mai frecvent sunt speriate mamele pentru că orice plâns e secreție mai mare de cortizol la noi și reacționăm este un răspuns biologic să intervenim pe când tatăl nu înseamnă că e insensibil, dar pur și simplu nu intră în panică când aude plânsul de bebeluș și intervine calm și echilibrat și liniștește plânsul. Deci, da, mai adesea mamele, eu am mult mai mult de-a face cu părinți de bebeluși și copii mici, dar am și situații când mama îmi spune, dar nu e așa că e ok cu greutatea că că su e stresat că nu mănâncă. Sunt uneori și tați care poate nu sunt prezenți, ei merg la serviciu, lipsesc 10 ore de acasă și nu știu exact rutina. Și ei au niște așteptări care nu sunt împlinite de acel copil la care totuși mănâncă, se joacă, e sănătos și bine, mersi. Și atunci, da, uneori trebuie să fac niște explicații suplimentare pentru tați. Da Dar la capitolul fermitate cred că sunt sunt anumite chestii mult mai importante pentru mamă, și atunci mama e acolo mult mai fermă. Dar uh, și tații pot fi fermi la... Uh, uite, la mine în familie uh, soțul meu e responsabil cu electronicele și intervine mult mai repede când se depășește timpul. Eu sunt mai stresată cu ce mănâncă, ce uh, ieșiri la aer au. Uh, uh, Le-am împărțit responsabilitățile să nu fie unul cicălitor și alălalt prea de treabă. Ca să rămânem în zona asta, și pentru că am avut nu cu multă vreme în urmă o emisiune în care vorbeam despre ce-și doresc mamele de la tați și tații de la mame, aș vrea să te întreb în felul următor: care sunt lucrurile ciudate sau nefirești pe care le-ai întâlnit la cabinet atunci când au venit cu copiii la ușa ta? Și ți s-au părut că nu sunt la locul lor? Um, sunt. Uh super relaxată, să le aud îngrijorările fiecăruia, să le răspund la îngrijorări complet diferite. Mama e 100% relaxată, e tatăl panicat, îi răspund tatălui sau invers, n-am niciun fel de problemă. Ce cred că este o problemă pentru copil e când ei se ceartă. Adică se întâmplă inclusiv să se certe în cabinet, pe părerile diferite. Este normal să avem păreri diferite, dar e important să găsim o cale să le discutăm și să găsim o cale de mijloc, da, poate uneori cu ajutorul pediatrului sau a unui alt specialist, dar această ceartă și de față cu copilul și într-un mediu nu privat nu e ok. E o oboseală cronică acolo, e o lipsă poate de comunicare și aia e, are nevoie de, de puțină muncă din partea adulților ca să fie toți bine. Eu mă bucur foarte mult pentru că ne-ai menționat acest exemplu și îți spun și de ce. Înainte să adreseze Daniel această întrebare, mă gândeam ce sfaturi avea pentru părinți tocmai pentru cazurile pe care tu le-ai menționat, doar că eu mă gândeam la acele episoade pe care le-am menționat mai devreme și anume suntem acasă în toiul nopții, avem un copil febril intrăm în panică, nu știm motivul pentru care a făcut febră, pentru că e primul episod și na, atunci a debutat practic și începem să avem, să intrăm în panică și atunci să avem opinii diferite, să intrăm un pic într-o stare de defensivă, ori din potrivă, să atacăm și așa mai departe. Calmul presupun că este esențial pentru că toate aceste emoții pe care eu le-am enumerat și reacții, de fapt și de drept, se răsfrâng asupra copiilor noștri. Cum trebuie să abordăm aceste situații de criză? Deci, tu îmi zici varianta în care tatăl s-a și trezit și știe despre ce e vorba, da? da bineînțeles, ușa, facem parte din acea categorie. Da, dar nu toți eu fac asta. Ok, da, important ar fi dacă știm că mama este genul anxios care intră în panică și se gândește la catastrofe. Prezența tatălui în momentul ăla este esențială pentru că el s-ar putea să reușească să o echilibreze. Nu înseamnă că nu acordăm atenție emoțiilor mamei, ci din contră, te sperii pentru că și să o întrebăm cam la ce se gândește. E doar o febră. Uh, pentru situațiile astea. Poate ar fi bine o discuție cu pediatru înainte să aibă primul episod de febră, să știe ce are de făcut. Sau un curs, un curs de prim ajutor, un curs de uh, cum evoluează bolile. Ca să avem o bază solidă pe care discutăm din punct de vedere medical. Apoi, partea de emoții e ceva ce trebuie fiecare să învețe să lucreze și să și le gestioneze. Uh, și să-și acorde unul altuia um, credit pentru ce face celălalt mai bine. De exemplu, dacă e decertat cu cineva la o recepție, eu îl las pe soțul meu care este mult mai diplomat. Eu s-ar să mă enervez. Trebuie să știm și când are copilul febră ce știe fiecare să facă mai bine și să-l lăsăm pe celălalt să gestioneze chestiile respective. Ok, i-am luat temperatura, eu, mama stresată, i-am luat temperatura, i-am dat antitermicul, i-am dat să bea niște lichide și mă uit la ceas și nu scade în primele 5 minute. Poate să doreze jumătate de oră, chiar și o oră să înceapă să scadă temperatura. Dacă vine tatăl și e calm și stă cu copilul în brațe și copilul e liniștit, Pot să-mi văd de treabă și doar să stau. Este greu să stau și să nu fac nimic. Toate emoțiile astea vin cu nevoia să fac ceva. Pot să-l împachetez, pot să dau drumul la aer condiționat dacă sunt 40 de grade în casă. Ce n-ar trebui să fac atâta timp cât copilul respiră bine? I-am dat antitermicul pe care nu l-a vărsat, nu l-a eliminat dacă e sub formă de supozitor. Um, nu are vreo erupție dubioasă pe corp. N-am alte motive de îngrijorare. Nu vomită uh, o vărsătură după vărsătură. Și are doar febră. Ce nu trebuie să fac, să nu dau fuga la spital în miezul nopții, când și la spital au aceleași antitermice. Nu au altele decât avem noi la domiciliu. Ai zis erupție și m-am gândit imediat la 16 ani. <laughs> Că nu-ți vine să ridici tricou ca să arăți unui adult că ai erupție și că ai niște probleme și așa. Parcă transformările pe care le suferă orice adolescent și preadolescent sunt ale lui. Nu trebuie să știe toată lumea despre ele. Tu spui aici că s-ar jena să-i spună părintelui sau să meargă cred la doctor? Cred că și una și alta, de fapt, și de drept. Și aici cred că trebuie să... Tu cum, cum, cum rezolvi o astfel de situație? Că um, se întâmplă niște schimbări la tău. Da îi respect dreptul la intimitate și au fost situații când am spus eu, i-am spus eu medicului, stați puțin eu acum ies din cabinet, pentru că așa am discutat cu adolescentul meu înainte că la această parte, eu voi ieși din cabinet, și la fel și cu puștoaica mea. Dacă e, mă întorc cu spatele, dar. Adică, nu te-ai apucat să ridici tu bluza și să-i niciun Nu, în niciun sau mai caz. Știu ce sunt. Uh, uh, au suficientă încredere încât să-mi spună ceea ce este un lucru esențial. Deci, da, asta cumva am clădit în ei tot timpul faptul că mie poți să-mi spui orice. Nu mă sperii orice chestie îngrozitoare, mai ales chestiile medicale, spune-mi le. Nu o să mă apuc eu să verific. Dacă nu vrei, te voi duce la un specialist, iar la specialist voi ieși din cabinet, astfel încât consultul să fie din cap până în picioare corect. Dar și asta am discutat cu adolescentul, spunându-i ce urmează să se întâmple la acest consult, pe unde se uită și la ce se uită. Uh, și atunci nu am avut niciun fel de problemă, uh, dar este mult de vorbit, de comunicat și de făcut de la vârste foarte fragede, începând cu uh, spus uh, numele organelor genitale așa cum sunt ele corecte, explicat de ce medicul pediatru se uită pe Adică nu cocoșel or something, știi? Exact. Cu cuștuc și, și alte asemenea, ok. Și, da, poate am avut copii pe care îi consultam eu prima oară la vârste mai mari, un an, doi, și îmi ziceau, păi da, medicul respectiv nici nu s-a uitat peste tot zic, da, eu fac asta la fiecare consult. Și așa ar fi normal, chiar la consulturile periodice, să verifice cineva. În timp în care îi explic copilului ce fac, îi explic părintelui ce fac, iar părintele îi spune, medicul are voie să se uite peste tot, dacă e vreun frate mai mare, îl dau afară din cabinet, dacă îmi cere copilul. Îl întreb, vrei să iasă cineva din cabinet? Uneori am familii întregi, de, și de trei copii și doi părinți. Cine ești de acord să rămână în cabinet dacă ne uităm la funduleț, la... La popou. Uh, nu, la acest cuvânt în vocabular, dar da, important e să înțeleagă copilul despre ce e vorba. Da. Deci, cu alte cuvinte. Ilinca ne spune în felul următor, la un copil de 2, 3, 4 ani, 5 ani, odată ce începe comunicarea și va veni și va întreba mama, dar ce are mama acolo, vom spune cuvântul corect și anume vagin, respectiv la bărbat vom spune penis, nu vom spune cocoșel, păsărică. N-ai voie să te corectez? Da. Este vulvă, vaginul e în interior. E, ok, deci în exterior, exterior știu. Este, o, tu ai băiat. este e okay. o controversă frecventă. Exteriorul este vulvă, vaginul este la interior. Și, în principiu, când denumim organele genitale, sunt penis și vulvă. Deci, penis și vulvă. Uite, un lucru foarte interesant pe care. Pe care acum cred că mulți dintre noi l-am realizat, da. știi? Că cumva cu toții că foloseam... îl foloseam altfel. Ok, în regulă, deci nu facem. O să spun cum l-am învățat pe Tudor, nu știu dacă e bine sau da. nu. La mine e Cocoșel. Noi râdem că avem... Noi știe râdem... și i-am explicat uh, cum este și care sunt termenii corecții. Uh, el a zis că se simte mai confortabil să zic așa. Noi râdem că avem puță. Este ok, <laughs> important <laughs> este să știe și denumirile oficiale, da, da, e important să le știe și pe astele alte pentru că la grădiniță, dacă va zice... Penis ar putea să se uite toată lumea la el și să ridice din număr neștiind la ce se referă ceilalți copii, mă refer. Uh, și atunci este bine să știe. E variantele. bine că pe pământ. Vedeți cât de important este comunicarea, dragi părinți, dragi prieteni, de fiecare dată. Fie că vorbim despre boli, fie că vorbim despre modul în care noi, părinții, vom înțelege prin ce trec copiii noștri, fie pur și simplu că ne referim la toate aceste episoade pe care Daniel le-a mai menționat, pe care le vom întâlni parcursul vieții, comunicarea este esențială și de aceea trebuie să o încurajăm pe cât se poate. Ilinca Tranulis, a fost o plăcere să te avem alături de noi. Un ultimul gând cu care să ne lași pentru această întâlnire? Multă încredere în starea de sănătate a copiilor și mult vorbit cu ei și explicat despre toate procesele prin care trec. Minunat. Astăzi am fost la medicul specialist pediatru și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Să rămână doamna doctor. Mulțumesc și eu de Saru invitație. Rămâne pe frecvențele Europa FM pentru că ne vom reauzi în ora a doua a întâlnirii noastre, iar dacă v-ați uitat la noi pe YouTube, vă mulțumim. Ne revedem aici săptămâna viitoare. Până atunci, rămânem aproape de Tați în aer. Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.